Salutare, prieteni! Se pare că am găsit un loc unde avații se cred șalăi. Am început să dea la gume, am avut câteva rateuri. Trăsătură agresivă, înțepam, ratam, mă uitam pe gumă, nici o urmă de dinte, nimic. Și într-un final am început să-i și prindem. Sunt avați care se cred și al lui. Acum încercăm să-i abordăm un pic diferit, să vedem dacă avem ceva mai mult succes. Majoritatea pescarilor folosesc gume cu coada vopsită. Se întâmplă foarte frecvent, domne, mi-a rupt coada, mi-a luat coada. Noi folosim jiguri vopsite, nu mai ne ia coada, nu mai ne rupe coada, îi rupem noi dinții de data asta. Dacă punctul de culoare îl forțează să atace, ai luat? Dacă punctul de culoare îl forțează să atace, încercăm să-i punem punctul de culoare în cap, în momentul în care înțepi să vină și cârligul după. Vedem ce iese. Folosim niște gume foarte moi, extra soft, cele care le facem. Le lipim cu superglu în astfel de condiții, ca să nu avem probleme, cum se mai păcălesc unii. După ce dau țeapă, zice, aolo, mi-a scos peștele, guma de pe jig. Nu există așa ceva. Guma de pe jig iese ori că este prea moale, ori are coada prea mare și atunci forța cu care înțepe o scoate de pe jig. Peștele n-are cum, nu are mâini, nu poate să scoată guma de pe jig. Mai dau o dată, dacă mă fentează și de data asta, schimbăm poziționarea. Ne mutăm după el? Ne mutăm acolo și dăm încoace așa. Stai un pic să vedem. Ia uite, bă, că nu mai m-a păcălit de data asta. Nu mai mă păcălui de data asta. I-am dat o țeapă, am zis că sare din ghete. Exact ce vă povesteam, prieteni, avații care încep să se creadă șalăi, reușim să-i păcălim, guma albă și pata de culoare. Eu am ales să fie galben, putea fi portocalie, roz, orice altceva. Gata. Pescarii sportivi. Suntem gata. Eliberăm. Să prindeți și voi. Băi, a intrat și șalău, da? Dacă ăștia își fac de cap. Haideți să o vedem și pe asta portocalie, poate cine știe. Folosim un jig foarte mic, avem 14 grame. Pe o apă de 6-7 metri la Dunăre, unde este și un pic de curent, această nălucă coboară foarte încet, de aceea avații au timp să o inhaleze. Ah.
Vezi, mă? Vezi, mă, de ce lupul o mai banditul? O, se pare că mătrul s-a rănit un pic. Ia cărpa aia de el, uite acolo. Asta a înghițit. A înghițit bine. A fugit. De oare în spate. Ia, vezi? Da, vezi, mă, că... E Tarzan? Tarzan? Bă, după cum scutură, nu prea pare avat. După cum scutură, nu prea pare avat. Ia-o minciu. Avati. Avati. Avati, da-i. Dar e de la frumos, 29. 29, de ce? De primăvești. Ia să vedem dacă vine la pozic. La noi, la poză. A venit și el la poză. Avații care se cred și a lui. Vin destul de des, ne bucură, pescuim, ne simțim bine. A vrut și la portocaliu. Frumos la Dunăre. Ai, place, tată! Se pare că la cicadă nu mai avem așa multe rateuri ca la gumă. Are și două ancore, e altă poveste. Ideea e că dacă ne dorim distracție, cum am mai zis, singura specie de pește care ne mai oferă satisfacție sunt avații. Ceilalți fiind pești valoroși, nu mai există. Aici, la nedistră. Agerie la ei, la aer condiționat, și atacă așa, răzeți pe lângă mal. Ia, vezi, mă, 22 de grame, ziceai? Eu l-am ratat, am slăbit frâna. De la afară. Ia uitați, prieteni, surpriza. Surpriza. Se întâmplă destul de des. Stai puțin, ținu. Facem o poză pentru prietenul tău. Liberandos. Băi, dar ce distracție, bă, băiatule. Deci maidanezul, bă, ai văzut că până la urmă a văzut și el? Da. E, dacă e aici, mă, tu, practic, tu faci jocul ca la șalou normal. Acum, dacă avații ăștia au luat-o... Vor să fie și ei valoroși. Ha,
Cu că stai e mai greu. Sau e mai nervos. Vind dacă era o șasă, vezi. Ce să dai? Băi, ăsta... Da. Nervos și el. Că nu, așa sunt avații, frumoși, nervoși. Ia să vedem, mai să-l aruncăm în piept așa. Hopa! Avățelul. Haide mă, ieși. Micuți. Bă, te-am luat ca la fasole. Îmi pare rău pentru tine. Dar nu cred că era, mă. Șalou. Nu e un șalou, e tot avat. Da, e bine că ne distrăm. Dar unul mai mare să-mi fac și eu o pozică cu el, nu... N-aveți, mă, rude mai mari? Mai mare așa să fie o poză prietenoasă. Mă facem la dublu ceva? Da, acum stai că vine acum. Băi, sincer, n-aș vrea să fie șalou, că mă egalezi dacă duc cumva o iei înainte cu unul. Uite! A, nu. E un calus. Luțus, hai, ia-l pe partea aia, pe strada cealaltă. Nu e chiar căluț așa. Da, e aici. Băi, băi, ce-mi plac. A plecat cu cicada! Am vrut să zic să nu-l lași, că e mare și se... Ai ținut de fir, da, și ți-a rupt. Ori pune mâna pe pește, ori îl băgai în barcă, cumva. Deci cum ar veni, ai gaură o cicadă. Ai. Ce ai prinzătoare? Avem relații. Avem relații, nu e problemă. Era frumos pește. Ce ai făcut, bubiță? Gata, mai botul. Ce credeai că te lasă ei înainte? Da, cred că ne-am încurcat. Nu e pe parte, aia, pe parte. Ce-mi place. Tu mă iei spate așa, să ne vedem la unde. Altul mai mare, că e mai bine. Bă, băiatule, facem noi. Te pare că am dormit în ghete. Facem și noi pozică așa? Da. Trece aici să ne
facem bol. Deci se pare că încă n-ai luat avans. O, taure! Nervosos! N-ai luat foarte mult avans cu... De fapt, n-ai luat deloc. Cu capul roșu. Dar... Și al meu e mic. E frumos. Unde mă ieși de aici? Avoței. Distracție. Grilul e mai mișto? Da, nu, e mai blând și el are timp să absorbă, e altceva, e mai indicat să aibă-ți un pic mai moale când dai la cicadele astea nebune. Băiatul meu, la pozică. Poză. Ce să mai facem poză? Ia, nu stai. Nu, totuși cred că aproape nu merge. Cred că ai 30 de pești aici, pe același loc, pe același. Nu te-ai mișcat, nu te-ai plimbat, nu te-ai... Șalu, băi! Ca să vezi ce băiat deștept sunt. Oh, 40! Stai că vă arăt eu că al meu coleg nu are grijă. Și al doilea? Al doilea la tine, al treilea la mine. Al doilea la asta? Asta, roșie. Are el ceva fantezii cu roșu. Bravo, băiat! Am zis că dacă îi dai în stilul ăsta cu stopuri multe și s-o lasă cadă, e imposibil să nu intre și șadă. Nu sunt somn pe zonă, că dacă erau somn, intra și în somn. Lasă-i să stea acasă. Să stea acasă, nu avem timp de drilluri cu somn, nu? Ia uite, bă, cum te ia de mână, bă, băiatule, băi. Ia uite, bă, să-ți fure lanseta. Păi ce facem de aici? Ce nebun, bă! Bă, ce facem de aici? Zici că de unde o cadă, mă. Uite, avem camera asta și o să vedeți unde am pescuit. Pe un mijloc cu Dunării. N-a avut nicio treabă. Și e frumos și ăla. Bă, uite mă cum mi-a dat și mi-a întors-o pe dos, mă. Chibri, mă, are și el șansa lui, mă. Da, are corect și el. Șansa lui. Unde vine patentul? Băi, nu știu. Acolo trebuie să fie. Păi acolo trebuie să fie. Uite aici. Ia-l pe ăsta până găsim altul. Ăla. Eu merit o gură de bere. A, și eu la fel. Păi și eu, dacă zic ție, nu mai sunt eu după aia. Nu sunt eu musculos, nu sunt eu periculos. Ai, nu. O să vezi. N-ai văzut ce început fulgerul tău l-am? Nu? Ce ai făcut, bobit? S-a plăcut, nu? Gati am făcut. Păi, da. Zic că am tăvărât pe ei, n-ai văzut? O zică? Nu. Dar să nu mai te mărgărești tu, că... Da, spune-i să stea. Ok, dar pe unde te duci? Unde mi-ai zis mie că te întâlnești cu nu știu ce, fată?
că ai zis că te întâlnești cu nu știu ce fete, sau ce ai zis? Haideți să vă zic, prieteni, pe scurt, ce s-a întâmplat astăzi. Am încercat o partidă de pescuit la șalău. Am găsit un loc unde am văzut ceva pești pe sonar. Inițial, vă spun sincer, am crezut că sunt novaci. N-au fost. Am pescuit la șalău, am avut atacuri, ciocane puternice. Când scoteam guma, nicio urmă de dinte pe ea. Am bănuit că sunt avați, am schimbat gumele, am trecut pe gume albe, alb lapte sau cretă, cum le spuneți voi. Le-am brodat așa cu o pată mică de culoare. În mintea noastră credem că avem rezultate mai bune dacă punem și ceva colorat. Am prins avat. Aveam rateuri, am diminuat gramajul, am ajuns până la 14 grame pe o apă de 11 metri. Tot am avut ceva rateuri, dar am prins avați. După care am trecut pe cicade. Eu am pescuit cu 3 culori. Asta, galbenul acesta cu piper și un baby bass care mi-a rămas pe lansetă aici. Prietenul meu, Marius, a pescuit cu cea roșie, albă cu cap roșu, consacrată. Avații nu i-am mai ratat, i-am prins în număr surprinzător de mare și noi ne-am mirat. A fost o partidă pe cinste, ne-am distrat, a fost frumos, mergem să ne odihnim. Vedem mâine ce surprize vom mai avea. Până data viitoare, fire întinse și numai bine.